Uh, marile centre urbane se vor înființa zone. Asta e, gata, Aici În marile centre urbane, cum ar fi Bucureștiul, cred că e un centru aproape urban. Așa, se vor înființa zone în care accesul auto va fi limitat. E vorba de zonele de nivel scăzut de emisii, denumite blălă, care vor fi instituite în prima fază în cel mult 2 ani în București, și în Bacău, Baia Mare, Brașov, Brăila, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Pitești, Ploie și Timișoara, care sunt considerate aglomerări urbane. Acestea vor putea fi zone la care se percep tarife de acces, care vor necesita sisteme de acces, dar și zone care au doar reguli de acces legate de norma de poluare a mașinii, de exemplu. Deci, pe sistemul frățiuer, dacă zona asta, deci e zonă cu emisii, tătuțule, plătești taxă. Deci vreau să merg în centru, banei. Uh, nu, e, eh, atunci pe jos, atunci mergi pe jos, statuțule Păi nu, că vreau să trec cu mașina Ai bani? Uh, nu no. Foarte tare Deci așa, da, adevărul e că nici în Beverly Hills, așa, când te duci în Beverly Hills prea, adică, nu, mergi, că nu e așa dar te mai întreabă, pe mine m-a întrebat era o mașină, am fost în vizită la niște cetățeni care au o, o casă în Beverly Hills, cam cât molul din Băneasa, și a fost și eu cu Miai Gâdea și uh, să discutăm să astea, discutăm la... și era mașina în capul străzii de poliție. Și noi eram cu taxi, normal, că na, în Los Angeles eram cu taxi și ne-a oprit. unde mergeți? casa aia. Aha. Dar de ce? Așa, că ne-a invitat. A, v-a invitat. Bun. Bine. Dar ne-a oprit. Adică, ia să, să, ce căutați pe strada asta? Păi ce să căutăm? casa asta mare de aici și știi? Da, uh, da aici azi mai... Dai seama cum va fi cu zonele astea? Deci, frățioare, prea mare trafic pe strada noastră. Eu de-abia aștept aia pe nordului. Să fie nordului eu aia aș declara zona verde, Pff, nu știu de care. Zică, frățioare, n-ajungi pe nordului decât dacă plătești mucios maciu cambos. Aș